întrerupem momentul de mâncat înghețată pentru că am primit un mesaj în privat pe Facebook în care scrie cam așa: sărut mâna și mii de scuze pentru deranj, v-aș dori un sfat de la dumneavoastră, financiar stau foarte prost, dar aș dori părerea unui expert. Ce urmează ulterior în această conversație, răspunsul pe care eu l-am dat acestei persoane: bună ziua, pot să vă ajut cu comunitatea destinată bărbaților, este un bărbat cel care mi-a scris, destinată bărbaților pentru vindecare emoțională, întâlnirile de suport sunt gratuite. Miercuri de la ora 19 pe Zoom. Doriți asta? Răspunsul vine în felul următor: din păcate am un program complex, complet inflexibil la acea oră. În acea zi sunt la muncă până la ora 23. Vă mulțumesc frumos pentru sprijinul acordat. Voi încerca să-mi găsesc singur răspunsurile de la mine, că de la mine trebuie. N-am înțeles exact la sfârșit cum a formulat. De cele mai multe ori, acest mesaj este un mesaj cu titlu de exemplu pentru voi. Da, vă spun opinia mea personală ca specialist, dar și opinia mea personală ca persoană care a trecut prin un proces de psihoterapie, care a investit timp și bani. Am intrat de două ori în proces psihoterapeutic, nu pe banii mei, ci pe banii prietenii mele. Efectiv, nu aveam bani în portofel, însă am zis, fac ce fac, știu că psihoterapia mă va duce la un alt nivel, dau banii ăștia, plătesc prima ședință și intru într-un proces psihoterapeutic. Nu eu am plătit. Prima întrebare care mi-a pus o terapeută a fost: cine este doamna, și mi-a zis numele prietenei mele, care a făcut plata, pentru că se vedea pe raportul de tranzacții. Da, am spus, efectiv, nu am bani, nu am resursă financiară, însă știu că psihoterapia mă va duce din punctul A în punctul B. Știu că mă va ajuta să cresc nu doar personal, ci și profesional. De asemenea, ne întoarcem și ca specialist. În momentul în care spun nu am bani, de cele mai multe ori ești în blocaj și este o barieră. Crede-mă că dacă vrei să plătești o ședință de terapie, s-ar putea să te coste mai puțin decât 10% din salariul pe care tu l-ai. Dar asta înseamnă că trebuie să fii angajat sau angajată pe un minim salariu de economie. 10% poți să-l dai către psihoterapie. Dacă tu ca target ai că vrei să evoluezi, vrei să te deblochezi, vrei să ai parte de lucruri mai bune în viața ta, vrei să schimbi mindset-ul, vrei să schimbi gândirea, vrei o relație mai bună, vrei să crești, orice ceea ce tu vrei să faci necesită o investiție. Uite, nu de multe ori mi s-a întâmplat, la fel ca și în mesajul ăsta, să fac programe gratuite, la fel cum este și grupul de suport Dragă Max, cum sunt și alte programe gratuite pe care eu le fac, inclusiv live-urile, webinariile, filmulețele, sunt resurse gratuite. Și să aud, nu am timp, Diana. Eu înțeleg că nu ai timp, înțeleg că te duci la serviciu, însă nu înțeleg un singur lucru. Și eu am trecut prin procesul ăsta. Mi-am anulat terapii și asta a însemnat că, poate știți costurile pe piață, da? Mi-am anulat ca să ajung la terapia unui terapeut, am făcut o oră pe drum, o oră dus, o oră întors, o oră terapia, 3 ore. Eu 3 ore mi le-am anulat din program. Fiind psihoterapeut, nu aveam, cel puțin la acea dată, un salariu. În momentul de față am salariu pentru că sunt și consilier școlar, însă la acea dată banii mei se câștigau doar din psihoterapie, dar eu 3 ore mi le-am asumat că mi le anulez. Că poate oamenii cu care eu lucrez au disponibilitate să-și remodeleze programul și ședințele să se efectueze în următoarea parte a săptămânii, sau că rămân pur și simplu, să zic, cu o lipsă în buget. Ok, o lipsă în buget, însă ce câștig am eu de fapt când mă duc la ora aia a mea de terapie individuală? Asta trebuie să te gândești, dar uneori ne e teamă că ne dezamăgim. Cine? Șefii? Că mă învoiesc? Dar sănătatea mea emoțională contează? Vreau să evoluez. Atunci pot să cer învoire, am dreptul la zile de concediu. Poate că uneori este mai important, în loc să te duci la piscină, să-ți plătești o ședință de terapie. Poate că e mai important decât să te învoiești pentru un concediu de 7 zile, să mergi în concediu doar 5 zile și încă una să o aloci pentru dezvoltarea ta. Crede-mă că resurse există și am avut persoane cu care am lucrat din afara țării, pe alt fus orar, pentru că au avut disponibilitate de timp și au vrut să lucreze cu mine. Nu a contat ce ture au sau care-i fusul nostru orar. Credeți-mă că m-am trezit eu mai devreme
La fel făceau și ele eforturi, fie că se culcau târziu în miezul nopții să coincidem pe fusul orar, sau se trezeau la rândul lor foarte devreme, sau au făcut eforturi încât să se prioritizeze ședințele de psihoterapie. Credeți-mă, resurse, când zic nu am timp și nu am bani, înseamnă că sunt în blocaj și nu vreau să evoluez. Da? Primul lucru, vedem, nu am bani, înseamnă că ești deja într-un blocaj suficient de mare dacă tu nu ai abundență în viața ta. Găsește doar spărgând cercul ăla vicios, poți la naiba să faci o schimbare în viața ta. Dacă nu, nu te mai plânge, e în regulă să rămâi acolo unde ești. Nu e nevoie să faci schimbare, rămâi acolo dacă nu ai nici bani și nu ai nici timp. Și de cele mai multe ori, uite, găsim resurse gratuite, însă nu vrem să ne facem timp. Nu există nu pot, există nu vreau. Nu vreau pentru că mi-e călduț acolo unde sunt, că încă mi-e bine, că fiecare ce gândește, da? Și pe alea tot într-o terapie le deblochez. Credeți-mă, am trecut și eu prin asta. Nu vorbiți cu omul care nu a făcut terapie la rândul lui. Și ca o discuție atât de aprinsă, să mai luăm cu puțină înghețată, să ne răcorim. Foarte bună.